Primăria municipiului Buzău a organizat o festivitate în care a premiat cele 94 de cupluri care în acest an au împlinit 50 de ani de căsătorie. Acest eveniment a făcut parte din ciclul de evenimente dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Suntem aici la o sărbătoare care se repetă an de an. Este vorba de familiile care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie. Dragă familie, ați reușit o mare victorie. În această viață, peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, fiind un exemplu pentru familiile din comunitatea buzoiană. Vă admirăm pentru înțelepciunea și dedicarea cu care ați construit o viață împreună atât de frumoasă. În numele comunității buzoiene, vă doresc din tot sufletul multă sănătate și să vă bucurați încă mulți, mulți ani, un de celălalt, alături de cei dragi. Eu se vreți pe Constantin Toamnul Amnișului Buzău. Este o zi excepțională pentru dumnealor, dar și pentru noi. Administrația locală a organizat încă de la începutul acestui an activități multiple dedicate seniorilor buzoieni. Am început din luna februarie să ne întâlnim în fiecare săptămână cu oameni, cu persoane vârstnice, singure, cu senioare, cu seniori, astfel încât să le facem viața mai fericită și să ne facem și nouă. Sunt seri deosebite și seri dansante și întâlniri cu medici și excursii și mișcare sportivă. În funcție de propunerile pe care le avem, încercăm să creăm o adevărată mișcare pentru comunitatea noastră de seniori și de senioare. Paralel cu evenimentul dedicat celor care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie, administrația locală a oferit premii în cadrul unor competiții de table, șah și remi, organizate tot pentru seniorii din oraș.